Cu cât se apropie de capătul acestei magistrale epistole didactice, prima către Corinteni, Apostolul Pavel pune problemele serioase și grave care influențau manifestările și mărturia creștinilor din biserica tânără de atunci. După ce a învățat care trebuie să fie atitudinea față de Dumnezeu, față de păcat, unii față de alții, în familie și în biserică, Pavel rânduiește condițiile de formă și fond ale participării corespunzătoare la masa Domnului. După care, pune ordine într-un alt capitol esențial, darurile spirituale. Darurile spirituale sunt acele capacități și abilități speciale pe care le oferă Duhul Sfânt absolut fiecăruia dintre cei mântuiți la momentul întoarcerii la Dumnezeu. Da, chiar așa, sunt un fel de cadou care marchează intrarea într-o nouă etapă, cu cele mai practice și spectaculoase efecte, adică posibilitatea de a realiza lucruri pe care cei ce nu au Duhul lui Dumnezeu nu le pot face. Darul sau darurile acestea sunt însuflețite, sunt potențate de Duhul Sfânt, direcționate și valorificate de Domnul Iisus Hristos și îl glorifică pe Dumnezeu, atunci când le folosești ca să îi îndrepți prin ele pe oameni la Hristos și la Dumnezeu. După ce enumeră câteva dintre ele în capitolul 12, Pavel ne asigură că orice copil al lui Dumnezeu are cu siguranță cel puțin un dar spiritual, pentru că este parte integrantă din organismul viu format din credincioși, trupul lui Hristos, și are rolul de a contribui la întărirea trupului său. Spicuim din 1 Corinteni 12, de la versetul 24 la 27. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele, și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el, dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Am încheiat citatul. Darul tău spiritual sau darurile te autorizează și te obligă să-L slujești pe Domnul slujind comunitatea credincioșilor, prin Duhul Sfânt care lucrează și rodește în tine. Cum arată, cum se manifestă aceste daruri? Unii credincioși primesc darul de a pătrunde și de a pricepe cuvântul lui Dumnezeu în profunzime. Alții primesc un dar de discernământ, inclusiv de deosebirea duhurilor. Darul prorociei înseamnă să proclami voia și planul lui Dumnezeu, a predica, a propovădui cuvântul lui Dumnezeu și a folosi și împărți cuvântul prin Duhul Său. Unora li s-a dat și darul limbilor, adică abilitatea de a se folosi de limbi existente, dar pe care altfel nu le cunoaște. Credința, substanța lucrurilor nădăjduite, este de asemenea un dar. De precizat că unele daruri sunt date pentru o perioadă. Așa de pildă, minunile au fost necesare în perioada de început a propovăduirii Evangheliei. Dar astăzi putem vedea lucruri mai mari întâmplându-se, și anume, modurile extraordinare în care ne folosește Dumnezeu pe noi. Unul dintre cele mai tulburătoare și emoționante lucruri din viață este să afli care este voia lui Dumnezeu în ce te privește, ce vrea El să faci și apoi să le și înfăptuiești. Asta chiar e o aventură. De ce ne sunt date aceste daruri spirituale? Doar pentru a sluji și a fortifica trupul lui Hristos, comunitatea credincioșilor, doar spre zidirea celorlalți. Cum ar trebui deci exercitate aceste daruri? În dragoste. Acea iubire pe care doar Duhul lui Dumnezeu o poate produce în noi. Despre ea mai pe larg data viitoare.